Am avut comenzi în țări foarte îndepărtate, Canada, Statele Unite, chiar și Japonia, în Brazilia. Misiunea noastră este ca într-o bună zi în fiecare casă să existe o bibliotecă. Și când vin oaspeți, în loc de tencă, să fie o bibliotecă cu cărți. Soț, tată, antreprenor, membru în GCI, cum le reușești pe toate? Mulți oameni renunță exact înainte de a se întâmpla un miracol. Anul 2020 a fost cu provocări la nunta noastră. Când am invitat oaspeții, le-am spus ca în loc de flori să ne aducă cărți. După mama și tata, al treilea cuvânt a fost carte. George Bacovia. Cele mai apreciate versuri ale sale au fost scrise până la 22 de ani. Nu vei scrie mai bine după 10 ani sau după 20 de ani. În noapte vreo 3 km. Corect. După pe bicicletă vreo 190 și după asta maratonul, 42 km. De ce? O depășire a unei bariere care îmi pare imposibilă. Salutare, mă numesc Stella Nani, iar astăzi vorbim despre succes cu antreprenorul Ion Bargan. Bună, Ion! Bună, Stella! Mersi că ai acceptat invitația noastră. Te rog să ne povestești cum s-a întâmplat ca un fost fotbalist, apoi absolvent la Facultatea de Drept, s-a apucat de antreprenoriat. Da, cred că răspunsul este tot în copilărie. Am văzut pe tatăl meu care a fondat un radio și o televiziune în orașul Cimișlia și l-am văzut cu pasiune cum muncea și crea și m-a entuziasmat acest lucru și cred că am luat exemplu său. Și asta mi-a plăcut deoarece este bine când în viață ai un obiectiv, o misiune și muncești cu plăcere la aceasta. Și iată, domeniul care l-am ales, de asemenea, mi-aduce satisfacții. Lucru cu cărțile, cu autorii și, să zicem așa, inteligența. Da. Este foarte frumos când ai un exemplu acasă și aveți deja 9 ani de activitate. Da. Ați lansat o librărie online la început. Și după cum știm, antreprenorii sunt acei super eroi care vin să rezolve o problemă într-o societate, da? Iată, când ai decis anume să lansezi o afacere online în anii aceia, care a fost misiunea? Ce ai dorit să salvezi atunci? Da. Ceea ce ne-am propus este să îmbunătățim accesul la cunoștințe, la cărți pentru tineri, pentru persoane de orice vârstă, în special cei din afara Chișinăului, deoarece acum s-au deschis librării în mai multe orașe, însă în 2011-2012, când am început, foarte puține librării erau în regiuni, în sate cu atât mai puțin, da? Însă chiar și în orașe mari erau librării puține sau deloc. Și online era o soluție. Noi primeam comenzi din orașe, din sate și le livram prin poștă la început, iar ulterior și prin curier. Este deja mai rapid și ajunge într-o stare mai bună. Și am fost surprinși de asemenea să aflăm că există interes și în diasporă. Am primit comenzi de la moldoveni aflați peste hotare, concetățenii ai noștri, care au făcut comenzi și ne-am bucurat să le putem livra. Am avut comenzi în țări foarte îndepărtate, precum Canada, Statele Unite, chiar și Japonia, Brazilia. Și pentru noi a fost plăcut să știm că nu au uitat de cultura noastră, vor să cumpere cărți pentru copii, să-i educe în limba română. Am avut comenzi de la persoane străine care erau interesați de anumite dicționare. Țin minte, am avut comenzi de dicționar român-norvegian sau alte limbi care probabil pentru studiu erau interesați și vedeam după nume
că sunt din alte țări și de alte origine. Da. Foarte frumos. Dar mai întâi ați început online, apoi ați deschis și magazin, librărie fizic, da. Offline, da? Corect, corect. Eu eram de părere că toată lumea va trece să facă cumpărături online, da. Însă lucru, corect. Probabil, însă totuși lucrul acesta este destul de departe de realitate. Chiar și atunci, chiar și acum, oricum marea majoritate, să zicem așa, 70-80% cumpără în magazine, în librării, în diferite marketuri. Și online cumpără persoanele care deja s-au prins cu acest mod de a face cumpărături. Și deși a fost o creștere, oricum multe persoane vor să vină într-o locație. Să miroase, să vadă cartea, să o răsfoiască. Și am înțeles acest lucru abia după 4 ani, când am deschis un oficiu cu librărie. Era jumătate oficiu, jumătate librărie. A fost așa un test. Nici nu puneam mari speranțe. Însă am văzut că multe persoane veneau în acea locație. Din Chișinău, strada Drumul Viilor 36/1, la Telecentru. Și era inițial așa o locație care nu ne-am propus să zicem să fie ca o librărie, și am primit multe solicitări, persoane care doreau o locație mai ușor accesibilă. Și de astfel am deschis o librărie în centrul orașului Chișinău, strada Pușkin 35. Intersecție cu Alexandru cel Bun. Este o locație foarte bună. Noi suntem mulțumiți de decizie și vin foarte mulți clienți ai noștri, văd online și vin în librărie. Este diferit lucrul ăsta pentru că inițial credeam că oamenii vor vedea online cărțile și vor comanda acolo. Însă de multe ori se documentează online. Mm-hmm. Însă vor să achiziționeze pe loc. Probabil sunt la fel de bookaholici ca și mine. Mie tot îmi place să vin în magazin, să răsfoiesc cărțile, stau câte o oră în librărie și apoi să procur cartea. Ați fost la librăria Bestseller? Sigur că am fost. Mulțumim, mulțumim. Să știți că ne bucurăm de fiecare oaspete și venim cu diferite promoții, idei interesante. Iată, un concept al nostru pe care vrem să-l dezvoltăm este ideea de books, tea and coffee, posibilitatea de a veni, de a citi o carte, de a servi un ceai sau o cafea și de a te bucura de această experiență de cumpărare, să nu o faci în grabă, să ai timp să mai stai. Încă lucrăm la dezvoltarea acestui concept și avem în plan să mai deschidem astfel de locații cu ajutorul Domnului, cu ajutorul cititorilor noștri dragi, pentru că pentru ei facem acest lucru și ei ne inspiră în fiecare zi să muncim, să devenim mai buni, să facem lucruri frumoase. Da. Succes! Înțeleg că acesta e următorul plan de acțiune pentru librăria Bestseller. Da. Știu că v-ați extins și peste hotarele țării noastre, da. Ați ajuns și în România. Așa este. Dacă să facem o comparație între afacerea condusă în Moldova și cea condusă în România, care ar fi ea? Da. Am deschis Bestseller România acum 2 ani, avem 2 ani de activitate și rezultatele sunt frumoase. Avem o creștere foarte bună, am reușit să încheiem contracte cu librăriile din țară, din România, cu cele mai mari rețele de librării și continuăm să discutăm și cu librării independente, care tot sunt interesate de cărțile publicate de editura Bestseller. Într-adevăr, a fost dificil la început. Cum se spune, totul este greu înainte de a fi ușor.
până am înțeles mai bine cum funcționează lucrurile, este diferit un pic de ceea ce este în Moldova. Este mai provocator acolo decât aici? Sunt și avantaje și dezavantaje. Un avantaj mare, într-adevăr, este piața, care este mare, și orașele, sunt mai multe orașe dezvoltate, mari, cu potențial și care generează vânzări destul de bune. Ne-am deschis la București și deocamdată suntem online pe site-ul bestseller.ro. De asemenea, vindem și pe eMag ca platformă online pe elefant.ro. Deși noi suntem aici concurenți în Moldova, acolo suntem parteneri, și Libris.ro și alte platforme care sunt active, sunt alături de noi și ne ajută în procesul de vânzare. Adică noi nu suntem doar pe site-ul nostru, dar vindem și în librăriile parteneri. Să înțeleg că în România sunt mai multe oportunități pentru a crește o afacere ca în Moldova. Sunt într-adevăr foarte multe oportunități, însă sunt și unele, zicem, dificultăți, zicem. Salariile sunt simțitor mai mari decât în Moldova și este necesar să generezi vânzări suficiente ca să poți să angajezi. Aici în Moldova, pentru că și așa și este, unele cheltuieli sunt mai mici decât în marile orașe din România. Salariile sunt mai mici și asta îți permite să chiar să angajezi mai mult decât ai face în România. Și acest lucru ne ajută. Noi avem o echipă mai mare aici, de exemplu, redactori, designeri care lucrează la cărți și alt personal care ajută. Și având o echipă aici, ne este mai ușor să creăm produse pentru a le vinde în România. Deși, să zicem, suntem mulțumiți și de piața din Moldova, este în creștere, vânzările sunt tot bune. Anul 2020 a fost cu provocări, da? Au fost, pe de o parte, creșteri în vânzări online, însă fiind librăriile închise câteva luni, 2-3 luni, au fost scăderi în vânzări. Da. Au fost provocări, însă suntem optimiști, sperăm ca lucrurile să fie din ce în ce mai bine și ca oamenii să găsească timp pentru lectură. Mi-amintesc că acele luni de pandemie, într-adevăr, a fost o creștere nu doar a cumpărării de cărți, dar s-a simțit o creștere a lecturii. Am văzut foarte multe postări online, oamenii citeau și asta chiar a bucurat că oamenii au găsit atunci mai mult timp pentru lectură. Ați reușit să citiți ceva în acele luni de pandemie? Să zicem că și acum este, dar atunci era mai strict cu izolarea acasă. Sigur că am citit mai mult romane de dragoste, că cumva să mă abat de la tema pandemiei. Da, să știți că ele sunt cele mai bine cumpărate, cele mai bine vândute romanele. Apoi avem foarte bune rezultate la cărți de dezvoltare personală, business, cărți de istorie. Mi-aduc aminte cu plăcere unele cărți din copilărie, le am și în propria bibliotecă pe care am făcut-o acasă. Și aceasta poate a fost și un îndemn sau o chemare. Am vrut să și vreau să motivez cât mai mulți oameni să-și facă o bibliotecă acasă. Misiunea noastră este ca într-o bună zi în fiecare casă să existe o bibliotecă. Foarte frumos. Ne bucură când vedem fotografii cu oameni, cu casele în care sunt biblioteci. Și când vin oaspeți,
în loc de acele stencă, cum se numeau, acele acel mobilier cu acel mobilier cu diferite suveniruri, să fie un mobilier, o carte, o bibliotecă cu cărți, pentru că ele arată și nu că doar că arată bine, dar ele și te invită la lectură. Iată, una dintre visurile mele a fost să fac o bibliotecă în casa părinților și am făcut-o. Părinții mă întrebau de ce, pentru că ei îmi ziceau că nu citesc așa de mult, însă datorită faptului că am instalat acea bibliotecă, am umplut-o cu cărți, am căutat așa diferite subiecte de interes. Tatăl meu este interesat de jurnalism și am adus un raft întreg cu cărți de jurnalism și în această iarnă, când am fost în vizită, mi-a arătat cărțile pe care le-a citit și erau destul de multe. Și iată efectul unei biblioteci. Ea stă și te invită la lectură. Tu vezi cărțile și scoți o carte, două și citești. Înainte de somn, foarte des citesc cărți, părinții, și mă bucură chiar dacă, să zicem, timpul este mai puțin în prezent, să zicem, au mult de lucru, dar mereu o oră, două, înainte de somn, găsesc să citească. Dacă acum să intrăm în casa ta și să vedem biblioteca ta proprie, ce cărți am găsit, mai multe cărți? De care okay. tip? Bună întrebare. Noi am primit destul de multe cărți în dar la nunta noastră. Când am invitat oaspeții, le-am spus că în loc de flori să ne aducă cărți. Și, surprinzător, oamenii așa și-au făcut, deoarece eu știam că am mai văzut la alte nunți, că noi suntem invitați ca parteneri cu librăria Bestseller. Oamenii nu toți respectau această tradiție, dar la noi, la nuntă, oaspeții chiar au respectat și au adus cărți și aveam o bibliotecă, un raft, așa, și a trebuit să mai cumpărăm încă o bibliotecă. Ne-a mărit biblioteca și iată, după 2 ani, încă o dată ne-a mărit. Adică deja este mai mare și probabil cu timpul o vom mai mări. Să cumpărați alt apartament. Noi găsim spațiu pentru cărți și plăcut că și micuțul nostru, Matei, care are 1 an și 4 luni, iată, el scoate cărți din bibliotecă. Nu le rupe. Se mai întâmplă, dar cel mai interesant că foile care le-a rupt nu erau din carte, erau, să zicem, pagina de titlu sau a fost parcă, el ce parcă atent și n-a rupt conținutul. Dar noi la primele rafturi, jos, punem cărți pentru copii, cărțile lui. Și da, ele au suferit destul de mult, însă partea bună, știți că este vorba aceasta, învață de rupe cărțile. Iată, și el învață, rupe cărțile, învăț. Dar și păstrează. Unele cărți sunt în stare foarte bună. Și după mama și tata, al treilea cuvânt a fost carte. Iată, serios? Da, nici nu ne-am așteptat la acest lucru. Noi deseori spuneam, vrei o carte, vrei să citești, iată o carte. Și el a prins acest cuvânt și la momentul de față încă suntem la aceste 3 cuvinte. Sperăm să vină și multe altele. Da, într-adevăr, cartea e ceva interesant. Poate să te ducă în lumi diferite, să te găsească insight-uri, visuri. Și știu că pe lângă librăriei mai este și editura Bestseller. Te rog să ne povestești, pentru că eu sunt foarte curioasă, cum se coace o carte într-o editură? Este un proces foarte interesant. La început lucram doar cu autori care sunt din Republica Moldova. Autori care ne transmiteau manuscrisul. Da.
noi îl citeam și decideam împreună cu redacția editurii dacă suntem interesați să publicăm sau nu. Și după ce, zicem, era răspunsul pozitiv, mergea... Stai un pic, răspunsul pozitiv, adică voi decideați care carte trebuie să iasă la lumina tiparului. Da, deoarece fiecare editură are un, să zicem, un concept, o viziune, un public anumit, da. Și noi ne orientam la un public tânăr, un public interesat special de romane. Acum am extins și la alte categorii de cărți, dar la început era doar literatură artistică. Și ne gândeam, analizam și potențialul de vânzare, deoarece este o afacere, noi nu suntem, să zicem, finanțați de stat prin programe. Deși am aplicat de mai multe ori și destul de greu să obținem finanțare, însă a fost și proiecte câștigate. Noi trebuie să alegem lucrările care ne vor aduce câștig. Nu vom avea pierderi, deoarece mai ales la început era foarte greu să rezistăm și fiecare pas greșit putea să ne coste. Și, dar ca orice editură, cu siguranță sunt și lucrări care poate au potențial comercial mai mic, însă ele sunt necesare, sunt cărți pe care vrem să le aducem oamenilor. Și iată, după ce era un răspuns pozitiv, da, ne întâlneam cu autorul, semnam contractul și mergea, adică procesul e în felul următor, merge redactarea. Redactarea cărții este un proces destul de important. Da. Și ulterior, după ce avem o carte redactată, este machetată, designerul editurii aranjează conținutul în forma pe care o vede cititorul, în acele pagini cu numerotate, cu acea copertă, cu acel design, da? Și ulterior se transmite în tipar. Da? În tipar, după 3 săptămâni, o lună, uneori și mai mult, cartea iese la, se spune, la lumina tiparului, da? Vede lumina tiparului și ajunge în librării. Aici tot este un proces foarte interesant. O editură semnează contracte și vinde cărțile în librăriile partenere, în rețelele librării din țară. Noi suntem prezenți în rețelele Librarius, Pronoi, Bookstore, Cărturești și alte, Cartier, Elefant, da, suntem prezenți, ne străduim să fim prezenți peste tot. Și să urmărim ca atunci când se epuizează cartea într-o librărie, să le ducem noi cărți. Acest lucru se numește distribuție și este foarte important, pentru că deci poate fi și o lucrare bună, însă dacă ea nu ajunge în librării, cititorii nu o văd, ea nu se vinde. Trebuie promovată. Și alt aspect foarte important, după ce, bineînțeles, ajunge cartea pe rafturi, este necesar să fie promovată. Această carte să fie cunoscută de cititori, să vadă valoarea ei, să intrige. Noi ne străduim să depunem maxim efort și să informăm. Am avut și avem avantajul în această epocă, să zicem, modernă, contemporană. Avem rețele de socializare. Când am început, pentru noi singura sursă era Facebook, sursa prin care ne promovam și până în prezent este foarte valoroasă. Țin minte când a venit o persoană de la Facebook din Statele Unite la Chișinău și a organizat o întâlnire cu diferite persoane interesate.
am fost și eu și am adresat întrebarea, zicem, cum să ne asigurăm că voi veți continua să fiți, să existați și să ne, ajutați. Deoarece ne gândeam la un moment dat, noi adunasem o comunitate, să zicem, 10.000 de cititori. Ne gândeam dacă se întâmplă ceva și ei au spus, nu vă faceți griji, voi continuați să munciți, să totul va fi bine. Și atât în acești cât 6 ani de activitate a editurii, da? Cam câte cărți ați scos la tipar? Da. Noi am publicat în acești aproape 6 ani 30 de cărți, 32, 30. Din câte am calculat zilele trecute. Și încă urmează. Acum, fiind am mărit un pic echipa, vom reuși să publicăm mai multe cărți. Da? Am început, după 2 ani de activitate, am început să facem și traduceri. Am tradus trilogia 3 metri deasupra cerului de Federico Mocea și l-am invitat pe autor la Chișinău. Sper să vină, să se întâlnească cu cititorii de aici care apreciază lucrarea și au citit toate volumele. Sunt cititori care au citit toate cărțile și mai așteaptă. Noi în curând vom mai publica cărți de acest autor și abia așteptăm să iasă din tipar. Sunt pregătite, însă totul se face cu muncă, cu răbdare, cu sacrificii, da, se face. Și cu multă pasiune, da? Cu multă pasiune. Și atât dintre toate astea 30 cărți publicate, care este best-sellerul? Da, surprinzător, da, și prima carte are cel mai mare, a avut cel mai mare vânzări. A fost într-adevăr un fenomen, cartea a ajuns pe locul întâi pentru mai multe săptămâni, chiar luni, în rețeaua de librării Cărturești, în România. A fost printre primele cărți ale unui autor din Republica Moldova, care s-a bucurat de așa succes. Am fost în top numărul 1 pe Libris.ro, pe Elefant.ro, la noi pe bestseller.media, bineînțeles, dar și în librăriile din Republica Moldova. Am înregistrat vânzări totale de peste 100.000 de exemplare, ceea ce este un fenomen pentru așa un timp scurt. Același rezultat l-are doar romanul Tema pentru o casă de Nicolae Dabija, care de asemenea a ajuns la 100.000 de exemplare vândute, însă în mai mult timp, în 10 ani. În 10 ani. Da, și ceea ce înseamnă că am reușit să, împreună cu autorul, să creăm acest interes. Am făcut și lansări foarte frumoase, utile, la București, la Brașov, la Constanța. Am vrut foarte mult să vedem Marea și Cluj, Iași. A fost într-adevăr frumos. Ne amintesc că am mers împreună cu actorii Daniela Burlaca și Nicu Țurcanu și uneori și cu alți membri ai Teatrului Geneza Art. Am mers și ei citeau din carte și au creat așa un interes frumos față de carte, deoarece cum citesc ei este ceva neobișnuit. Dacă o veți căuta pe YouTube De vorbă cu Ema, veți asculta fragmente. Sunt aproximativ, a fost înregistrată aproximativ jumătate de carte, am înregistrat și cititorii s-au îndrăgostit de această carte. Cred că aportul lor, actorilor, a fost destul de mare. Bineînțeles, Vitale Cipileaga, autorul, a depus foarte mare efort. Îmi amintesc, răspundea la multe comentarii, multe mesaje, multe scrisori care vineau online. Da. Și de asemenea a fost activ online, a vorbit despre carte
Adică s-a implicat mult și cred că și s-a obținut un rezultat frumos. Da, și următoarele cărți ale autorului au avut succese frumoase. Romanul În umbra pașilor tăi, care a ajuns la circa 40.000 de exemplare vândute, da. A fost premiat la Salonul Internațional de Carte din Chișinău. A fost premiat de Ministerul Educației, da? Și romanul Portocalele Verzi, care recent, 2 ani de zile, a fost în topul vânzărilor în România, la noi. Cartea continuă să fie apreciată, citită de cititori. Și Vitali ne spune că în curând va începe să lucreze la o nouă carte, un nou roman, și abia așteptăm să descoperim. Cu acest carte? Da, din câte mi-a spus, și sper că aceasta nu este... Nu va fi o problemă, dar dacă vă spune, chiar va fi un teasing, da? O creare de interes, va fi o continuare a romanului În umbra pașilor tăi, pentru că acolo finalul romanului lasă loc de continuare. Probabil autorul din start a gândit acest lucru, pentru că primim foarte des, aproape în fiecare lună, mesaje, scrisori electronice cu întrebarea: când va fi publicat continuarea istoriei. Au fost și alte cărți de succes, Amintiri din viitor de Andreea Rousseau, Fata cu vise alb-negru de Andreea Rousseau, de asemenea o tânără pe care am lansat-o, tânără autoare. Am publicat și cărți, cum v-am spus, traduse. De exemplu, Cristina Chiperi, romanul Eu încă te iubesc, este o autoare născută în Moldova, care la vârsta de circa 14 ani a emigrat cu familia în Italia. Cartea a fost scrisă în italiană, a ajuns un bestseller în Italia, ne-a trezit interes, articole tot din presă, și mulțumim jurnaliștilor pentru că au adus povestea ei în prim plan. Și noi am aflat de ea, astfel a fost tradusă din italiană. În română? Da. Și traducerea n-a fost făcută de autoare. Noi am vrut acest lucru, însă autoarea a spus că totuși preferă să lucreze un traducător, deoarece oricum o limba română o practică mai puțin și totuși preferă să fie un traducător. Multe alte cărți interesante, am tradus și recent și cărți de dezvoltare personală, un autor expert în vânzări și afaceri imobiliare, Grant Cardone. Dacă nu ești primul, ești ultimul, fii obsedat sau fii mediocru, se bucură de un mare succes atât în Moldova cât și în România. Cartea aceasta nu era în limba română. Noi da, aici la Chișinău, noi în Moldova am adus-o și vom aduce multe alte cărți frumoase. Să știți, se lucrează cu răbdare, cu atenție. Există vreo speranță cumva în viitor să citim și cartea lui Ion Bargan? Foarte bună întrebare. Probabil, eu cred că totul este posibil. Dacă și când voi simți că am ceva de transmis, cu siguranță voi scrie. Fiecare om este o carte în devenire, cum spunea Nicolae Dabija, și cred că fiecare din noi duce această carte și trebuie pur și simplu să găsim momentul potrivit. Grant Cardone, de exemplu, spune că a scris într-o noapte prima sa carte. Foarte mult contează să prindem acel moment când știm că avem ceva, inspirația, da? Și să dăm, da? Să nu ne fie frică, asta e cel mai important, deoarece, iată, recent vorbeam cu Vadim Țurcanu, care a publicat la noi o carte pe cont propriu, este o carte autobiografică,
despre viața sa, cum el a fost campion la judo, a emigrat în Anglia, dificultățile pe care le-a întâlnit acolo și cum a reușit să se formeze ca personalitate și greșelile pe care a trecut, lecțiile de viață. A luat și le-a scris, a transmis mai departe și acest curaj a trebuit să ne inspire și pe mulți dintre noi și să, dacă avem această, știu, poveste care ar putea să inspire, să o transmitem. Și să nu ne fie, vorbesc cu persoane care știu că au ce da, au ce transmite și ei tot spun că mai târziu, după 40, după 50 de ani, după... Și după niciodată. Ideea că nu vei scrie mai bine după 10 ani sau după 20 de ani. Da, vor fi mai multe experiențe, dar pentru unii oameni, poate experiențele care sunt acum sunt valoroase. Am fost surprins să aflu, de exemplu, că opera lui George Bacovia, cele mai apreciate versuri ale sale au fost scrise până la 22 de ani. Am fost surprins că după asta, după această vârstă, au mai scris versuri frumoase, însă nu s-au ridicat la acel nivel, poate nu au fost atât de apreciate, cunoscute. Și lucrul ăsta mi-a dat de înțeles că uneori nu trebuie să ne temem de tinerețe. Ea nu este o, să zicem așa, o problemă, un impediment. Tinerețea este chiar, aș spune, ar trebui să considerăm ca un avantaj, acest avânt, acest entuziasm, această dorință de viață, care apoi când intri în asfaltul problemelor, se mai schimbă, se mai diluează. Și eu de multe ori sunt de părere că poți să înveți câteodată mai mult de la un tânăr de 18 ani decât la o persoană de 38 de ani, deoarece acel tânăr cu entuziasmul lui, cu dorința arzătoare din ochi, cu curiozitate, poate să te inspire și o altă persoană, din contra, la 38 de ani să te descurajeze, da? Pentru că lupta, viața este o luptă și de multe ori pierdem această luptă. Dar nu trebuie să ne dăm bătuți, trebuie să fim optimiști, să luptăm și până la cap, da? Să nu cedăm niciodată. Sper să vă apucați pe acum să vă notați cele mai importante gânduri. Eu știu că antreprenorii, pe lângă faptul că acționează, sunt perseverenți, ei se mai ocupă și cu sportul, asta fiind ceva foarte important pentru a ne umple de energie. Și am găsit în lista Ironman Barcelona 2021 Ion Bargan și am zis, wow, chiar așa? Cum ați găsit? Acum pe internet găsești orice. Adevărat, așa este. M-am înregistrat pentru cursa de triatlon. M-am înregistrat pentru anul 2019, însă am aflat peste o anumită perioadă că soția este însărcinată și urma să fie nașterea în aceeași lună, în aceeași perioadă, și am solicitat amânarea cu un an. Eram pregătit, am făcut jumătate de Ironman în Muntenegru. A fost o experiență foarte frumoasă. Am fost cu câțiva prieteni și am parcurs această cursă în Cotor, Muntenegru. A fost 90 km cu bicicleta, așa, la început 1,5 km în not, 90 km pe bicicletă și 21 alergat. Jumătate din triatlon, da. Și deși eu mă consider cel mai pregătit la alergare,
mi-a fost cel mai greu la alergare, deoarece este la sfârșit și oboseala este foarte mare și practic nu ți simți picioarele și asta a fost o provocare și cred că și-ar trebui să lucrez ca la competiția de plină să pot duce, pentru că erau multe momente la Muntenegru când vreau să abandonez, adică simțeam că nu mai pot, că nu mai am puteri. Și soția mea mă susținea pe traseu și această susținere și a oamenilor de acolo, toată lumea din prezentă te susține, chiar și sportivii pe traseu te încurajează și asta m-a motivat și am luptat, am dus până la cap. Bine, eu știu că cursa asta este una infernală. Mai întâi înnoți vreo 3 km. Corect. După pe bicicletă vreo 190 și după asta maratonul 42 km. De ce vrei să mergi acolo? Pentru că vreau să îmi depășesc limitele. Eu mi-amintesc la un moment dat pentru mine era o limită foarte mare să alerg 20 km. Eu nu alergasem niciodată și un prieten m-a provocat, a zis: "Hai să mergem Parcul Valea Mărilor, să o facem." Eu credeam aceasta imposibil, însă am reușit și atunci am înțeles că, de fapt, multe limite, multe probleme, bariere sunt în capul nostru și exact. Trebuie să le depășim. Și pentru mine, acest Ironman este o depășire a unei bariere care îmi pare imposibilă. Și eu cred că este vorba foarte mult de psihologic. Și atunci când ești pregătit psihologic, vei fi pregătit și fizic. Și eu cred că această competiție poate să mă ajute să depășesc și multe alte bariere în viață. Și vreau să fac acest lucru, în primul rând, pentru mine, pentru a mă învinge pe mine însă, dar și pentru toți cei apropiați, cei dragi, să-i inspir, să-i motivez. Ce nu? În octombrie, da, nu este 100% sigur, deoarece am primit mesaj, încă așteaptă să vadă cum va evolua pandemia. Anul trecut a fost amânat din cauza aceasta și ei speră ca anul acesta să nu fie amânat. Dar foarte mult depinde cum vor evolua lucrurile. Dar cum te pregătești? Faci pregătiri? Fac pregătiri de două ori pe zi. Sincer să fiu mai rar. Chiar astăzi am făcut sport, am făcut alergare și tenis. Cu ultimul timp mai mult joc tenis de câmp cu prieteni. Dar vreau, acum deja se încălzește, e mai frumos, reiau antrenamente mai puternice. Anul 2020 m-a debusolat un pic din cauza faptului că s-a amânat și pregătirile nu au decurs chiar așa de bine. Însă nu este totul pierdut, mai este timp, trebuie de lucrat și de pregătit. Dar mai este cineva din Moldova care a mers la Ironman? Da, da, eu personal cunosc persoane care au fost. O persoană dintre ele este Dorin Alexei, care este conducătorul Sport Park. Acolo am făcut multe antrenamente la sala de sport și lui mă ajută foarte mult în pregătiri. Mi-a dat foarte multe recomandări. Și am, datorită ajutorului lui, am reușit la Muntenegru, deoarece dacă nu ai un îndrumător, este mult mai dificil. De asta recomand celor care vor să meargă la o astfel de competiție să găsească pe cineva care a fost și să-l ajute. Același lucru este și în viață. Atunci când vrei să faci ceva, este bine să găsești cineva care deja a făcut. În business, de exemplu, un mentor.
Noi desori ne temem să ne adresăm la persoane, gândindu-ne că o să fim respinși, da? Nu o să ne se răspundă, nu o să accepte. Însă, de multe ori, antreprenorii sunt deschiși. Noi, și eu, în cadrul comunității JCI Moldova, în care sunt membru, Camera Tinerilor Antreprenori, noi ne-am întâlnit cu mulți antreprenori din Moldova, cred că cu aproape 100. Nu am fost la toate întâlnirile, dar la multe întâlniri am fost prezent și am descoperit lucruri foarte utile. Experiența lor de viață transmisă într-o discuție, cum este acum, de o oră jumătate. Și noi aveam posibilitatea să dăm întrebări și chiar a fost util. Dar și chiar posibilitatea să vorbești ulterior cu ei, să te întâlnești. Și membru poate deveni doar un antreprenor. Nu este aceasta o condiție. Noi am indicat și în statutul organizației antreprenor, intraprenor, adică persoane care are o funcție de conducere într-o companie, dar și funcționari publici, avocați, liberi profesioniști. Însă noi i-am acceptat practic pe fiecare doritor, chiar și persoane care nu erau în această listă în statut, deoarece am văzut pe parcursul anilor mulți oameni care au intrat ca persoane simple, da, chiar și unii studenți, și ulterior au deschis afaceri, s-au dezvoltat și nu mai punem această limită. Dorință să fie, dorință, oportunități. Plus că această organizație, să înțelegeți, noi, membrii, practic facem proiectele. Noi ne implicăm, organizăm, adică nu este o organizație în care vii și aștepți să se organizeze lucrurile. Fiecare membru se implică într-o comisie, organizează anumite proiecte, adică este o organizație în care se muncește și de asta este binevenit oricine care vrea, muncind, să devină mai bun, să prindă experiență și să devină, chiar și, să zicem, sloganul nostru a organizației este Be Better, să devină mai bun. Da. Soț, tată, antreprenor, membru în GCI, în curând omul de oțel, da? Cum le reușești pe toate? Este vreo licoare magică? Cred că este vorba de muncă, da. Este vorba de disciplină, răbdare în același timp, pentru că rezultatele nu vin imediat. Este vorba de comunicarea cu oameni. Pentru a reuși să ai timp, trebuie să delegi, trebuie să găsești oamenii potriviți. Totul se face cu oameni, prin oameni. Da? Și de aceea lucrurile se fac în timp, da? Dar este nevoie și de ambiție, dorință de a face ceva, de a nu lăsa o zi să treacă fără, cum spunea Ghiote, să nu treacă o zi fără să vezi ceva frumos sau fără să asculți ceva frumos. Noi trebuie să, fiecare să zi, să o prețuim și să facem cât mai multe. Și să lăsăm, ca moștenire, să lăsăm ceva pe această lume. Ca moștenire mă refer la moștenire pentru urmași, să am în vedere pentru toți cei care vor veni după noi, toți oamenii care vor veni. Și să lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o și să ajutăm cât mai mulți oameni, deoarece eu cred că una dintre cele mai frumoase misiuni pe care o are, poate avea un om, este să ajute cât mai mulți oameni. Cum spunea bunica mea de la Sărătenii Vechi, Tirenești, să nu treacă nicio zi fără să nu primești cel puțin
Îmi mulțumesc și chiar îmi spunea, bunica Feodora spunea că cel mai bine este să primești chiar 3 de mulțumesc într-o zi. Dacă poți, chiar și mai mult. Dacă poți, chiar și mai mult. Bine, dar iată, din toate enumerate, care ar fi cea mai importantă abilitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor pentru a ajunge la rezultat? Din propria ta experiență. Da. Cartea mea preferată este Secretele succesului de Dale Carnegie. Cum să-ți faci prieteni și să devii influent. Și această carte învață un lucru care eu consider cel mai important. Este comunicarea cu oamenii. Și o recomand tuturor cu încredere. Este cartea care cred mi-a schimbat viața și cred că a schimbat viața foarte mulți oameni. Comunicarea este, cred că, numărul 1, deoarece totul se face cu oameni și dacă poți să transmiți gândul tău cât mai bine și astfel să-l motivezi pe om, deoarece sunt două modalități prin care poți să determini pe un om să facă ceea ce vrei tu, da? Să-l motivezi, da? Să-l inspiri ca să facă de bunăvoie sau punitiv, să-i pui niște constrângeri, să-i pui niște pedepse. Bineînțeles că mai bine este partea întâi, varianta întâi în care tu îl inspiri, îl motivezi, omul face aceasta cu bucurie, decât să-l constrângi. Și acest lucru, cred că îl ajută foarte mult pe un antreprenor să inspire echipa, să meargă într-o direcție, să discute cu partenerii, cu toți cei care, să zicem, participă la dezvoltarea unei organizații. Totuși, comunicarea rămâne pe primul plan. Comunicarea, într-adevăr. Și probabil aș spune și disciplina. Este disciplina aceasta, eu cred că vine din copilărie, părinții, cum te educă, dar și școala și mulți alți factori, societatea. Și o tehnică foarte bună care eu cred că trebuie de învățat a unui antreprenor este să împartă o sarcină mare în sarcini mici și să aibă mici victorii pe parcurs. Da, pentru că un obiectiv mare uneori te sparie. Dar dacă îl împarți în multe secțiuni mici și dacă faci în fiecare zi câte puțin, câte puțin, la un moment dat vei vedea că ai ajuns la obiectivul de care te temeai. Și acest lucru tot ar fi destul de important. Proces sau rezultat? Eu sunt pentru proces. Și desori am discuții cu soția mea, Mariana, ea spune că ea este axată și pe rezultat. Sunt diferiți oameni. Este foarte important rezultatul, dar în același timp eu sunt pentru să găsim un echilibru între proces și rezultat, să primești plăcere când ajungi acolo sus pe vârful muntelui, decât să ajungi și să nu ai nicio satisfacție. Este nevoie de un echilibru totuși. Cum spune Grant Cardone, mulți oameni renunță exact înainte de a se întâmpla un miracol. Eu tot sunt de părere că ceea ce s-a întâmplat cu mine, cu compania, este și pot să zic că un anumit miracol, deoarece chiar erau momente când nu mai era cale de ieșire, credeam că nu mai reușim, pentru că la început era foarte greu. La început, primele luni, lucram chiar singur. Apoi, încet, am luat o persoană, încă o persoană și am construit. De asta, cred că trebuie să îți placă ce faci, procesul. Și rezultatele vor veni. Vor veni. Trebuie să ai oricare răbdare, încredere
Se spune că omul este printre ființele care pot să aibă cel mai mult, să facă ceva ca, la care să aibă un rezultat cel mai îndelungat. Adică alte viețuitoare nu pot să facă ceva și să primească un rezultat peste un an sau peste doi. Adică noi, într-un fel, putem să împingem mai departe acest rezultat, recompensă, știind că se merită. Și de asta cred că procesul, da, ar trebui să fim perseverenți și să așteptăm acel miracol să se întâmple. De multe ori am auzit așa expresie că în spatele unui bărbat de succes se află o femeie. În cazul tău, este corectă această afirmație? Eu cred că este o afirmație foarte bună și în mare adevărată. Nu știu, în cazul altor persoane, însă în cazul meu, cu siguranță, m-a ajutat foarte mult soția și continuă să mă ajute. Uneori ajută doar prin o mică încurajare care o face în fiecare dimineață, în fiecare zi. Îți dă aripi, îți dă putere să mergi, să faci. Chiar și un zâmbet, o bucurie. Faptul că munca ta îți aduce o bucurie cuiva și dacă aduce familiei, este cea mai mare recompensă. Oamenii care lucrează, da, și au în familie o pace, echilibru, au o relație frumoasă, au rezultate la lucru mai bune. Același lucru, sunt sigur, este și la antreprenori. Dacă acasă este armonie, cu siguranță și la serviciu va fi bine, va fi progres, va fi dezvoltare, vor fi rezultate într-o final. Mă bucur pentru tine, Ion, cu siguranță ești un norocos. Și dacă ai putea să recomanzi câteva, un top cărți pentru oamenii de afaceri, da, este... care ar trebui să le citească pentru a obține un rezultat oarecare. Sau, cum aș spune, da, crezi în cărțile astea care te învață să fii un antreprenor? Eu mi-amintesc că la vârsta de 18 ani, am fost la o școală de vară la București, pe o săptămână, 10 zile, și părinții mi-au dat, era ziua mea de naștere, mi-au dat $100 cadou. Și am zis să-ți cumperi ceva care consideri util. Și eu m-am dus în câteva librării și mi-am umplut două torbe de cărți. Și am venit acasă la părinți, la Cimișlia, și într-o vară le-am citit pe toate. Am fost așa însetat de cărți. Știam că mă vor ajuta, aveam încredere de aceasta. Și după ce am citit cărțile, am început a aplica cunoștințele, am deschis afacerea, bestseller, am pornit, mi-au dat o doză de motivație, dar în același timp și pași concreți, acțiuni, ce trebuie să fac. Multe lucruri, bineînțeles, le-am învățat pe parcurs, însă consider că m-au ajutat mult cărțile. Am citit atunci Napoleon Hill, De la idee la bani. Am citit foarte tare, mi-a plăcut, Stephen R. Covey, Cele 7 trepte ale persoanelor eficiente. Multe cărți m-au format, autori precum Brian Tracy, Tony Robbins, Grant Cardone, în special cărțile pe care le-am publicat la editura Bestseller sunt foarte utile și îți dă o motivație așa nezdruncinată. Cărțile Dacă nu ești primul, ești ultimul, Fii obsedat sau fii mediocru, așa, niște titluri provocatoare, da? Așa este în și viața lui, da. Trebuie să facem față provocărilor și să mergem înainte optimiști, pentru că îmi plăcea, cum spunea Winston Churchill, să fii pesimist nu te ajută cu nimic, adică nu-ți prinde bine cu nimic. Și eu cred că
vorbeam despre ce ar ajuta pe antreprenor, cred că și optimismul. Pentru că, într-adevăr, pe parcurs vor fi probleme, vor fi greutăți, însă trebuie să avem încredere în noi că le vom putea depăși, să avem acest optimism, că lucrurile vor fi mai bune, că vom reuși. Să avem încredere în noi, în capacitatea noastră de a le rezolva. Pentru că multe probleme care le avem, le vedem sau prevedem, ele se rezolvă de la sine. Multe le vom rezolva cu ușurință. Iar cele care nu le vom rezolva cu ușurință, le vom rezolva prin experiență, prin discuții cu oameni care au reușit, prin cărți, prin muncă și multe altele. Bine, Ion, suntem la final de interviu și dacă poți să lași câteva gânduri urmăritorilor noștri. Să fiți deschiși la oportunitățile vieții. Iată cum am fost, să zicem, deschis să vin la acest interviu, care, de la care cu siguranță voi merge acasă sau la serviciu, voi merge cu anumite învățături, deoarece fiecare om pe care îl întâlnești, înveți ceva de la el. Iată, Stella este un exemplu extraordinar de documentare. A studiat atât de bine multe lucruri și am fost surprins că uneori mă cunoști mai bine decât eu însă. Și este de apreciat. Să fim deschiși la oportunitățile vieții, să știm ce vrem, să mergem perseverent înainte și forțele Universului, forțele Domnului, forțele prietenilor, celor apropiați, celor dragi, forțele noastre ne vor ajuta să ajungem unde ne dorim. Stai tot?